plimbă pe străzi. Poate oricând să repete toate aceste povești. În ce țară trăim, doamna Șandru? Noi ani de zile nu am avut o dezbatere serioasă pe această temă a consumului de droguri în societate. Instituțiile statului pe această zonă nu și-au făcut treaba și mi-asum ceea ce spun. Aduceți-vă aminte și cred că dacă ne uităm acum pe site, e vorba de aceeași persoană, în fruntea Agenției Naționale Antidrog este o doamnă specializată în PR. Da? Noi am și cerut demisia pe USL, i-a cerut demisia a doua zi după nenorocirea de la 2 mai, pentru că nu a făcut nimic. Ar fi trebuit în toate școlile să existe dezbateri, ar fi trebuit peste tot să fie întâlniri cu părinți, profesori, cu elevi, minunat, cu studenți, cu toată lumea. Da? Ca să știți de ce? Pentru că dacă noi ne prefacem că nu există acest flagel în societate, nu înseamnă că el nu există. Nu e ca în fizica cuantică. Ceea ce nu vezi nu există, dacă tu nu ești observator la acel ceva. Prin urmare, faptul că discutăm și noi astăzi, faptul că deja se vorbește pe față despre cei care sunt prinși sub influența drogurilor, e foarte important, pentru că trebuie să înțeleagă tinerii că a consuma droguri nu este cool deloc. Mm-hmm. Nu e ceva șmecher, păi nu e ceva bun, care e să, ceva te, șmecher, să dar... te arate... așa cum ar trebui pentru ca lumea să te aprecieze. Nu, nu ești apreciat dacă consumi droguri. Mm-hmm. Nu ești apreciat dacă conduci mașina, că e aici domnul lângă mine, sub influența drogurilor și pui viața tuturor celor cu care te întâlnești în pericol. De acord. Nu e cool, nu e ceva cu perfect care se mândrească. Perfect de acord cu asta. Haideți să ne uităm exact și la...